Bună seara, bine v-am regăsit, pentru că e sâmbătă, suntem împreună la colecția de muzică, succesele muzicii românești, adică întâlnirea noastră de la Radio România Actualități, în care acordăm muzicii românești spațiul și atenția cuvenite. Sunt Felix Crainicu și vă țin companie toată noaptea, pentru că după miezul nopții suntem alături la muzică și radio. Deocamdată însă la colecție suntem în echipă completă, alături de Camelia Banța sau Georgeta Cernatelecheș, care au momente din zona rock în ceasul următor. Acum însă vă las alături de Titus Andrei. Și spune poetul, mereu ducându-ți dorul, te voi chema mereu, dar când voi spune vino, tu ai să auzi adio. Piesă de succes, începutul anilor 2000, propagați pe foc, făcerea vacii cu acest cântec. Băieți chipeși care puneau pe jar multe inimi, chiar dacă pe aici, pe acolo, mai apăreau imperfecțiuni în ceea ce privește interpretarea. Conta mai puțin lucrul acesta, deși, în fine, succes și în top românesc, Radio România Actualități. Numai că, după 20 și ceva de ani, cei mai înfocați fani ai lor i-au uitat. Ar fi o consolare, uitarea suprem mângâiere. Trupa a început pe la mijlocul anilor 90 și s-a desființat în 2004. Nu se poate să nu-i reamintesc pe cei patru. Lucian Viziru, stabilit în Germania, avocat și antrenor de tenis. Răzvan Iacob, devenit asistent universitar și, atenție, autor al câtorva cărți de gastroenterologie. Andrei Roșu, pasionat de alpinism, a urcat și pe Everest. Și iar, atenție, Paul Panahit, care a participat la Mamaia Interpretare și la Vocea României. Zice-se că ar continua să facă muzică în Canada, unde s-a stabilit. Dar, ce este mai important, el a compus piesa din această seară, Adio, visul frumos s-a terminat. N-aș fi de acord, pentru că din vis revii spre a iubi și mai puternic. Să renunț la ce-am iubit. Lua înapoi ciudată mi-a dăruit. Mă mai gândesc încă la ea. Ce inocentă îmi părea. Vedeam în ea tot ce dulce. Marea se juca în ochii ei. Adio, visul frumos s-a terminat. Adio, povestea noastră s-a încheiat. Pașii grăbiți în noapte. Na 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 na. Nou singur pe gustele străzi, îmi amintesc cum mă privea. Șoptea cuvinte calde. Atunci încă ea mă fascina. Dar într-o zi ea mi-a spus în bin că nu mai vrea să fie a mea. Întâlnit un alt băiat.
spus adio și-a plecat. Adio, visul frumos s-a terminat. Adio, povestea noastră s-a încheiat. Adio, nimic nu mai doar pașii, pașii grăbiți în noapte. Na, 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 na.